Codex Aureus, unul dintre cele mai prețioase manuscrise medievale din lume, se odihnește în sânul Bibliotecii Batianeum din Alba Iulia. Creat în jurul anului 810 la comanda împăratului Carol cel Mare, Codex Aureus sau Evanghelarul de la Lorj, cum este cunoscut, cuprinde tetraevanghelul, evangheliile lui Matei, Marcu, Luca și Ioan. În România se află primele două evanghelii, în timp ce restul sunt împărțite între Vatican și Londra. Cu o valoare estimată în presă la 10 miliarde de dolari, manuscrisul este o capodoperă a artei carolingiene, cu pagini ilustrate în stil ornitologic și portrete ale evangeliștilor. Fragmentarea sa în patru părți a avut loc de-a lungul secolelor, ajungând în posesii diferite în urma războaielor și tranzacțiilor. O legendă urbană susține că Nicolae Ceaușescu ar fi folosit Codex Aureus ca gaj pentru un împrumut extern masiv în anii 80 destinat industrializării României. Totuși, această teorie a fost infirmată de reprezentanții bibliotecii. În 1965, cu ocazia unei expoziții la Aachen, fragmentele codexului s-au reunit temporar, permițând realizarea unei ediții facsimilate, Das Lorscher Evangeliar, care a contribuit la studiul artei grafice carolingiene. Astfel, Codex Aureus continuă să fascineze și să inspire, fiind o mărturie vie a bogăției culturale a trecutului. În epoca de aur, așa cum lăudătorii i-au denumit perioada când s-a aflat la frâiele puterii, Nicolae Ceaușescu ajunsese la un moment dat să se compare cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazu, dar mai ales cu Burebista. Deci a refuzat să se asocieze cu Decebal, un rege dac mult mai cunoscut decât Burebista, e un mister elucidat. Atâta timp când mă voi putea mișca, atâta timp când va mai fi un singur dac care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ. Bun și frumos! Cântarea României, cea mai deșanțată campanie de PR politic derulată vreodată în România, l-a prezentat pe Nicolae Ceaușescu în tot felul de ipostaze, corul de lăudători comparându-l cu marii domnitori din vechime, bineînțeles Neanicu fiind poziționat pe o poziție net superioară în privința importanței la conducerea țării. În colecția de domnitori cu care Ceaușescu era asociat, dincolo de Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, în ultimii ani ai dictaturii se punea tot mai mult accent pe asocierea cu Burebista, marele rege al dacilor. De altfel, dacologia devenise în anii 80 o adevărată religie, lăudătorii regimului încercând o asociere de-a dreptul mistică între destinul poporului dac și tot felul de mituri ancestrale. Totul a început în 1980, odată cu aniversarea a 2050 de ani de la întemeierea primului stat centralizat și independent condus de Burebista. Sărbătoarea a fost organizată după modelul iranian al aniversării în anul 1971 de către regimul lui Reza Pahlavi, a 2500 de ani de la crearea statului iranian. La vremea respectivă, Ceaușescu a fost atât de impresionat încât și-a dat seama imediat de valoarea propagandistică a unui asemenea eveniment. Prin urmare, în august 1980, pe fostul stadion 23 august, avea loc o mare ceremonie cu exact același rol. Un alt motiv al acestei aniversări l-a constituit concurența vecinilor bulgari care au sărbătorit 1300 de ani de la întemeierea primului țarat bulgar din timpul lui Asparuh. Era un moment prielnic de a demonstra că strămoșii noștri sunt mult mai vechi decât cei ai bulgarilor. Potrivit istoricilor, Nicolae Ceaușescu a fost mai atras de Burebista dintr-un motiv foarte simplu. Decebal, un rege dac mult mai cunoscut decât Burebista, fusese înfrânt în bătălie de Imperiul Roman și mai mult își luase singur viața. În schimb, Burebista rezista la conducerea statului dac fără a fi învins de romani prin diplomație, așa cum spera Ceaușescu că va rezista și el 10 de ani la conducerea României. Prilejul folosit pentru a conferi regelui Jet o dimensiune propagandistică internațională a fost Congresul Mondial de Istorie din 1980 de la București. Asta după ce la San Francisco în 1975, fără îndoială în contextul acelor ani în care țara noastră putea părea un aliat al Occidentului, propunerea delegației României de organizare la București a viitorului Congres fusese acceptată. Peste 5 ani, statutul României nu mai era la fel de favorabil, dar mașinăria organizatorică nu mai putea să dea înapoi, pe care în august 1980 peste 3.000 de participanți din majoritatea țărilor lumii s-au întâlnit la București. Aici, în uvertura ei, au avut parte de celebrarea cu mare pompă într-o sesiune specială organizată în marginea Congresului Mondial,
Comemorarea a 2050 de ani de la întemeierea de către Burebista a statului unitar și centralizat Getodac. Cercetătorii consideră că momentul a avut doar un caracter propagandistic destinat exclusiv dictatorului Ceaușescu, în condițiile în care nu existau informații certe cu privire la Burebista. Burebista apare favorizată timpul lui Ceaușescu și sunt câteva argumente pe care le putem indica. Pe de o parte, Burebista are un plus la capitolul politică externă în raport cu Decebal prin politicile lui de alianțe, prin felul în care și-a extins cucerirea asupra unui stat foarte mare la un moment dat, prin maniera în care a îmbinat acțiunea militară cu acțiunea politică. Faptul că el n-a cucerit numai prin forța armelor, ci și prin ceea ce astăzi am numit diplomație. Aceasta din puținele informații pe care le avem totuși. Mai trebuie luat în calcul și că, spre deosebire de Decebal, Burebista nu a fost niciodată înfrânt de Imperiul Roman. Cezar a murit înaintea lui Burebista, înainte de a cuceri Dacia. Nu știm dacă ar fi vrut să o cucerească sau nu, dar asta nu mai contează. Cert este că Cezar a murit și Imperiul Roman nu a cucerit Dacia. Sigur că atunci nu se spunea nimic despre maniera în care a murit Burebista, că era foarte posibil să fi fost un complot care să fi dus la eliminarea lui. E limpede însă că Nicolae Ceaușescu, atunci când se gândea la Burebista, cel care a rezistat Imperiului Roman, făcea o translație cu imperiile din vremea lui și se vedea un fel de Burebista comunist care rezista Imperiului Sovietic, afirma istoricul Adrian Cioroian într-un interviu pentru Istoria. Atâta timp când mă voi putea mișca, atâta timp când va mai fi un singur dat care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ. Bun și frumos. Dacă nu mai avem cetăți, ne vom bate ruinele lor. Și cât va mai fi o singură palmă de pământ pe care să putem sta în picioare, ne vom bate pentru palma aceea. Aceasta-i legea, singură, alta nu cunosc. Nicolae Ceaușescu pregătea România pentru intrarea într-o nouă etapă după lichidarea datoriei externe de 2000 de miliarde de lei în martie 1989. Șeful suprem întocmise un plan detaliat care se întindea până în 2010. Stimați telespectatori, bună seara! Proiectul de țară prezentat de Nicolae Ceaușescu la Congresul al 14 al Partidului Comunist Român era intitulat Programul Directivă cu privire la dezvoltarea economică socială a României în cincinalul 1991-1995 și orientările de perspectivă pentru anul 2000-2010. Documentul consultat de fanatic în Arhiva Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a fost publicat în iulie 1989 sub formă de broșură și vândut în librării la costul de 4 lei. În esență, Nicolae Ceaușescu vizea să facă din România o adevărată forță economică bazată pe creșterea puternică a forțelor de producție prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice. Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. PCR aproxima că producția industrială se va dubla între anii 2005-2010 față de 1990, cu o deosebită atenție pentru potențialul hidroenergetic și a funcționării la parametrii maxime ai centralelor hidronucleare. În domeniul agricol, Ceaușescu preconiza o recoltă stabilă de 40-45 de milioane de tone de cereale anual, lucru care urma să se realizeze prin amenajarea întregii suprafețe posibile pentru irigat. În ceea ce privește transportul, fostul dictator a anunțat că va investi în zona feroviară și cea navală, limitând la strictul necesar pe cel rutier. Prin ridicarea eficienței activității economice, arată documentul, urma o creștere rapidă a venitului național, adică a produsului intern brut, care ar fi trebuit să se dubleze până în 2005. Nu era uitată nici știința românească, de care era responsabilă Elena Ceaușescu. Aici ambițiile Partidului Comunist ajungeau până la studierea structurii materiei, de inginerie genetică, a biosferei, oceanului mondial, a scoarței terestre și a spațiului cosmic.
După lichidarea datoriei externe, Ceaușescu visa întâzneț la întărirea monedei naționale și la crearea premizilor pentru transformarea leului într-o monedă de circulație internațională. De asemenea, șeful statului anunța că prin introducerea tehnicii noi și creșterea productivității muncii se vor crea condiții pentru reducerea în limite raționale a săptămânii de lucru, care în 1989 era de 6 zile. Ceaușescu promitea totodată condiții de viață corespunzătoare, demne pentru toți membrii societății, prin menținerea unui raport echitabil între veniturile mari și cele mici. Documentul arată că în cincinalul 1991-1995, statul român urma să investească 250 de miliarde de lei pentru construcția de locuințe și edificii social-culturale. Pe de altă parte, industria construcțiilor de mașini urma să fie orientată pentru asigurarea necesarului de utilaje și realizarea unor motoare termice cu randamente ridicate pentru industrie și autoturisme cu consumuri reduse de carburanți. În ceea ce privește industria electrotehnică, se dorea tipizarea fabricației de motoare electrice, transformatoare și aparate, acționându-se pentru creșterea competitivității produselor, reducerea accentuată a consumurilor de metale neforoase și înlocuirea materialelor scumpe. Ceaușescu aproxima că până în 1995 populația României va ajunge la 24 de milioane de locuitori, din care jumătate va fi populația activă. În acest context, una dintre prioritățile declarate ale partidului era crearea unor noi locuri de muncă și noi condiții pentru creșterea în continuare a veniturilor populației. În acest context, în perioada 1991-1995, urmau să fie construite peste 700.000 de apartamente, asigurându-se în oraș o suprafață locuibilă de 10-12 metri pătrați pentru fiecare locuitor. De asemenea, urmau să fie realizate case noi și pentru locuitorii satelor. Și totuși, cât de realist era programul promovat de Partidul Comunist Român în 1989? Cum avea să schimbe viața oamenilor după plata datoriei externe? Istoricul Lavinia Beta a declarat pentru Fanatic că proiecția realizărilor comuniste în anii 90 și chiar 2000 trebuie privită cu rezerve. Istoricul este de părere că în realitate documentul arată că viața românilor nu avea să se schimbe în bine și că mesajul era de fapt altul: mai multă muncă, mai multă productivitate, mai multă economie. Concluzia istoricului este că programul directivă este actul suprem al ruperului Nicolae Ceaușescu de a realitate și o justificare perfectă pentru evenimentele care au avut loc câteva luni mai târziu, în decembrie 1989.